Sute de persoane din țară aflate în dificultate vor avea parte de prânzuri calde pe parcursul întregului an. Astăzi, în mai multe marketuri din Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei, voluntarii de la Asociația Banca de Alimente au împărțit pliante și au încurajat cumpărătorii să doneze produse alimentare pentru nevoiași. În cadrul acestei campanii, organizatorii încearcă să reducă risipa de alimente prin transferul surplusului către cei care adesea îndură foame. Desfășurăm campania antirisipă. Vă invităm să vă informați și dacă doriți să donați pentru Banca de Alimente. Eu am donat acolo niște conserve, crupă și făină. Și este foarte important pentru să ajutăm oamenii nevoiași. Mai donăm și la oamenii nevoiași de pe stradă și care mai stau la magazine, așa și tot cum procurăm produse și le dăm. Făină de popșoi, făină de grâu, ulei și o conservă de paștet. Sunt mai nevoiași, eu nu zic eu sunt bogată, dar sunt mai nevoiași de când mine și trebuie de ajutat. E foarte important și asta și ca o ajutor, dar și ca o educație pentru și tineri. Să arătăm că avem grijă de toți. Legume, cartofi, ceapă, orez, deci cele necesare. Consider că este un gest foarte bun, în genere posibilitatea de a ajuta oamenii nevoiași, mai ales în pragul sărbătorilor, și presupun ține de implicarea socială a fiecărui. Pachetele cu produse alimentare neperisabile, precum zahăr, crupe, paste făinoase, conserve și legume, pot fi lăsate în această boxă. Ulterior, produsele vor ajunge în cantinele sociale, unde din ele vor fi pregătite prânzuri calde pentru oamenii nevoiași din toată țara. Produsele au fost colectate în 4 municipii, Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei. În total, de prânzuri calde vor beneficia 6.000 de oameni din întreaga țară. Banca de alimente previne risipa de alimente păstrând produsele în lanțul agroalimentar, dar produsele pe care le colectăm zilnic din agenții economici nu sunt suficiente pentru a răspunde tuturor nevoilor serviciilor sociale și atunci produsele care sunt colectate azi și care în special sunt produse neperisabile ne ajută să plinim stocul băncii de alimente și ulterior să vină către serviciile parcursul întregului an. Campania cu genericul Mai puțină risipă, mai mult bine este la cea de-a 4-a ediție. Anul trecut, în cadrul acesteia, au fost colectate 3.000 de kilograme de produse alimentare.